Cel mai mare proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere pe fonduri europene, derulat de Consiliul Județean, a ajuns la etapa de desemnare a constructorului. În baza proiectului tehnic s-a realizat caietul de sarcini, care a fost aprobat deja de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Acum, documentația trebuie să primească avizul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. În momentul de față ne aflăm în stadiul de achiziție a contractului de lucrări. Avem documentația postată în SEAP, însă s-a cerut verificarea acesteia de către ANAP, ceea ce implică un termen mai îndelungat până la publicarea și validarea în SEAP. Fiind vorba de o valoare destul de mare, procedura stabilită pentru achiziție este licitație deschisă, deci termenele de depunere a ofertelor vor fi de 35 de zile de la momentul publicării documentației. Proiectul este unul complex și vizează, pe lângă carosabilul cu o lungime de 59 de kilometri, și alte lucrări de infrastructură, inclusiv amenajarea de parcări și intersecții. Avem o lungime de drum care se va moderniza de aproximativ 59 de kilometri. De asemenea, în cadrul proiectului mai există niște lucrări de semnalizare rutieră, de siguranța circulației, de asigurarea acceselor la proprietăți, de realizarea drumurilor laterale, de realizarea podurilor, podețelor acolo unde este cazul înlocuire sau modernizarea celor existente. Ofertele depuse de constructori vor fi analizate, ulterior fiind desemnată societatea care va executa lucrările. Contractul va fi semnat, cel mai probabil, la începutul anului viitor. Preconizăm ca cât de repede după ce se va publica procedura de achiziție, să avem și oferte, să începem evaluarea ofertelor și apoi să semnăm contractul de execuție. Drumul este lansat la licitație în integralitatea lui, deci nu este lansat pe loturi, pe tronsoane, se lucrează pe toată lungimea lui. Reabilitarea drumului județean 546 este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Are o valoare totală de peste 28 de milioane de euro, din care finanțarea nerambursabilă este de 98% din valoarea eligibilă a proiectului.